Cartea aceasta face parte dintr-o trilogie dezvoltată cu autoarea Andreea Iatagan. Primele volume au fost Ploaia Curcubeu, Spiritul și Luminii. Acesta e al treilea. Și practic avem aventurile personajului principal, Libelula Carla, care în povestea aceasta se confruntă cu o problemă mult mai mare decât în celelalte volume, o problemă care privește comunitatea ei și decide cumva să ia inițiativa și să rezolve problema comunității. Aia înseamnă când culoarea intră în ținutul lor și ele nu mai au culoare, dispare culoarea. Și atunci pleacă într-o aventură unde află că undeva există un personaj care o poate ajuta și acesta este Iepurele Înțelept pe care l-am dezvoltat mai devreme. Și ea se duce să-l caute, neștiind exact unde e, cum e, unde se află. Știa, avea doar câteva repere, cumva, legate, câteva repere foarte vagi despre unde s-ar putea afla. Și după o lungă călătorie se întâlnește cu el și află, discutând cu el, soluția problemei, care era cititul, lipsa cititului. Aici, la Iepure, provocarea mare a fost că există foarte mulți iepuri în cultura aceasta populară pe care noi îi știm. Mulți iepuri care apar foarte des în povești, ai iepuri în filmele Disney, ai iepuri în filmele Warner, ai iepuri în Bugs Bunny. Și atunci, ideea a fost cum să faci un iepure care să se simtă original și în același timp să se simtă parte din lumea, din lumea aceasta, să nu poți să zici că îl știu, e iepurele cu tare sau tare, să se simtă cumva un iepure, dar să se simtă cumva din povestea aceasta. Și după multe schițe și frământări a personajului, am luat la concluzia aceasta, în care el e cumva și puțin boem, cumva nu reflectă vârsta lui pe care cumva avea-o citind foarte mult, și care se apropie cumva de o zonă mai caldă, mai prietenoasă, așa, cumva, cu el. Adică să-l simți ca pe un personaj deschis, un personaj care te apropie de poveste, nu care te îndepărtează de poveste. Acum o să încercăm să facem iepurele din povestea Iepurele Înțelept și Secretul Poveștilor. Și, spre deosebire de primul personaj, acestei puțin diferit, are altă textură. Dacă înainte brațul la insecte era simplu și drept, acum la iepure avem o textură făcută din liniuțe care să ne apropie mai mult de ideea de blană. Povestea, el mai are un element pe ochi, un mic monoclu, care e de fapt un cerc, putem pune cu un lănțișor ca să poată citi mai bine. Și acum montăm aici iepurașul nostru. Și la el cu niște culori, începem să-i dăm un pic de nuanță. Și atunci a fost nevoie cumva să adaptăm paleta, să fie o paletă mult mai caldă, pentru a reflecta starea aceasta de bine și de prietenie care se întâmplă acolo, deoarece lucrurile sunt foarte așezate în zona aceasta. Ei se ajută între ei, colaborează, lucrează, fac cărți împreună,
folosesc ingrediente pentru a face cărți și atunci are și o notă magică cumva și o notă realistă fiindcă locuiesc. Și rezolvările au fost folosind o paletă caldă pentru așa ceva, linii mult mai rotunjite și mai prietenoase, nu prea sunt colțuri, nu sunt lucruri ascuțite care să dea o stare incomodă. Și caracterele în general au o stare de bine, de prietenie, dispuse să te ajute. Și acum încercăm să facem libelula Carla și să o descompune pentru început în câteva elemente din care ea se formează. Și avem așa. Acum să-i dăm un pic de culoare, folosim un pic de albastru, îl dăm pe aripi. Prezint câteva imagini care apar și în carte și cumva mi se pare util să vedeți și procesul imaginii, cum ajunge de pe hârtie pe carte. El la început a ajuns pe caietul de schițe, având textul făcut și practic aici avem începutul poveștii unde apare intriga, vine neculoarea în lumea insectelor și atunci avem aici un moment de panică și m-am gândit care ar fi cea mai bună rezolvare pentru asta și cumva mi s-au legat ideile în direcția asta că trebuie să fie un stol foarte mare de insecte care fuge de neculoarea aceasta care vine peste lumea lor și o stare de agitație și pentru că sunt foarte multe gâze, folosim toate formele și mărimile posibile ca să arate amplitudinea evenimentului. Și inițial a început așa, ca în schița aceasta, cu un stol care se duce în direcția aceasta. Și după aceea aici am introdus neculoarea care le urmărește cumva, se duce după ele să le prindă din urmă, ca să înghită. Și în momentul ăsta e grupat pe două scene, e scena aceasta și scena aceasta, în care deja neculoarea acoperă tot ținutul lor și ele deja pleacă numai foarte mare, se îndepărtează de lumea în care vine neculoarea. Aici avem un moment important în poveste când Carla se duce și află unde stă iepurele înțelept. Discuția era cum, cât de mare și cum să fie copacul acesta. Și aici a fost iar un proces prin care a trecut copacul. Câte ferestre, cum să arate, să semene cu satul lor, să fie un pic diferit, pentru că era destul de masiv. Și după mai multe frământări am ajuns la concluzia aceasta, în care ea trebuie să fie cumva, fiind multe cărți, trebuie să fie un spațiu luminos, un spațiu în care se pot vedea toate cărțile din copac, fiind foarte multe. Și avem cadrul monumental cu el aici și ea care se apropie de zona aceasta. După aceea, următorul moment este când ea intră în bibliotecă din copac și se confruntă cu ceva ce nu mai văzuse niciodată și e total surprinsă de ce se întâmplă aici, unde e totul plin de cărți și observă tot ce se întâmplă aici, iar aici a fost foarte delicat de făcut scena aceasta, că nu era foarte clar cât de luminoasă, cât de amplă este, cât de masivă, cum să sugerez cât de mare bibliotecă. Și atunci am făcut raportul ăsta, am făcut aia foarte mică în partea de jos.
Și atunci totul devine mult mai monumental. Iar aici momentul culminează cu întâlnirea ei cu iepurele. Și aici avem iar un contrast foarte frumos între ea, insectă, al negru, deoarece intrase neculoarea în ea, și el, pufos, diferit ca textură și colorat, care avea altă personalitate. Și avem contrastul acesta între cei doi și mediul de cărți